Bun găsit, sunt Alex Mihai și trebuie neapărat să vă spun faptul că avem pregătită o nouă surpriză pentru dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit ca de fiecare dată. Spun asta pentru că alături de noi aici în studio este nimeni altcineva decât Liviu Teodorescu. Bine te-am găsit. Hei, bine v-am găsit. Bine. Am spus studio, platou, dar tu ești obișnuit oricum și cu da, studio, da, pentru e perfect. Că dacă tot vorbim de asta, o să intrăm și în aceste detalii. Ce faci? Cum ești? Uite bine, ai folosit termenul studio și mi-este foarte familiar pentru că în perioada asta stau foarte mult în studio, compun foarte mult, în foarte multe studiouri, pentru că, na, așa cum știe toată lumea, n-avem concerte, deci practic trebuie să ne exprimăm prin alte metode mai izolate de lume, să zic așa. Cum a fost pentru tine perioada aceea a stării de urgență? Ai putut să compui, ai putut să te concentrezi asupra pe muzică, pe ce aveai de făcut, pe proiectele tale? Sau ți-a fost cumva greu? Ai avut momente în care erai lipsit de inspirație, poate? Sau cum? Pentru mine a fost o perioadă foarte prolifică din punct de vedere muzical. Am lucrat foarte mult și am și lăsat un pic deoparte muzica la un moment dat, pentru că am început să mă concentrez și pe alte lucruri, am început să citesc mai mult, mi-am găsit lucruri de făcut, lucruri pe care înainte ziceam că n-am timp să le fac, dar uite că s-a evit ocazia să le fac. Deci am profitat din plin de treaba asta cu pandemia și cu starea de urgență și singurul lucru care îmi lipsește și cred că lucrul ăsta ne lipsește tuturor artiștilor sunt concertele. Dar sunt sigur că se va regla și treaba asta și o să fie ok. Cât de curând te vezi din nou pe scenă? Păi, cred că vor fi ocazii, să urc pe scenă în perioada următoare, dar îți dai seama că sunt anumite limitări impuse de lege care te fac cumva să nu poți să apreciezi un concert la adevărata lui energie, știi? Ăsta e farmecul unui concert. Momentul în care lumea pur și simplu uită așa de propria persoană și cumva toți fuzionează și distanța asta socială impusă e un impediment în calea acestui lucru. Dar cred că lucrurile vor reveni 100% la normal, cred că undeva după jumătatea următorului an, sincer. Ceva de genul. Dar pe tine, personal, te sperie această perioadă te sperie această pandemie de coronavirus? Sincer să fiu, nu. Mă țin departe de tot ceea ce înseamnă știri și tot felul de surse de panică, să le zic așa. Sunt la curent cu tot ce se întâmplă, încerc să fiu realist, respect toate reglementările astea legale cu privire la purtarea măștii și așa mai departe, dar nu sunt panicat de coronavirus și îi sfătuiesc pe toți să se comporte la fel. Fă ce ține de tine, dar încearcă să te ții obiectiv și să judeci lucrurile la rece, pentru că dacă te panichezi, nu rezolvi absolut nimic. Și referitor la asta, acum 8 zile, trebuie să spun, pentru că a fost ziua ta de naștere. Da, pe 12 iulie. Îți urez și la mulți ani mai cu întârziere. Mulțumesc din suflet. Mersi. Cum ai petrecut? Cum ai sărbătorit? Am petrecut alături de prieteni la mine acasă și cred că fix cu aceiași prieteni cu care am petrecut și anul trecut. A fost așa o întâlnire din asta foarte relaxată, nu ne-am propus nimic special, n-a fost nimic bombastic, a fost totul așa foarte, cum să zic, un hanging out așa din asta foarte relaxat. Treaba asta am făcut-o de fiecare dată. Asta urma să întreb, adică în fiecare da, an... Da, în fiecare an se întâmplă cam același lucru. Anii trecuți obișnuiam să... De exemplu, într-un an mi-am donat ziua de naștere pentru Hospice Casa Speranței. Am chemat invitații la ziua mea de naștere, avea obligația să doneze pentru hospice și practic ăsta îl consideram cadoul meu și de asta s-a numit acțiunea asta ați dona ziua de naștere, pentru că cadou în sine consta în donația respectivă pentru hospice. Dar na, anul ăsta n-am mai putut să facem treaba asta. Nu sunt așa adeptul petrecerilor foarte, foarte mondene și chestii de genul ăsta, prefer să mă văd într-un cadru intim cu câțiva prieteni foarte buni și cam atât. Apropo de perioada cu starea de urgență care spuneai că a fost una prolifică pentru tine din punct de vedere muzical, am văzut și noi acest lucru și vreau să te felicit pentru ultima piesă pe care ai scos-o. Mulțumesc, piesa. Mulțumesc exact și numește, da. Piesa. Mulțumesc până exact, la urmă, exact, da. Exact, exact. Spune-ne un pic mai multe detalii, cui este dedicată piesa aceasta sau care este mesajul pe care vrea să-l transmit? Subiectul piesei este despre, e despre o femeie care a fost părăsită de către cineva și noul iubit din viața ei mulțumește acelui cineva pentru că n-a avut grijă de ea și pentru că i-a dat motive să plece ca să ajungă în brațele lui. Cam ăsta e subiectul piesei. Și are legătură cu tine? Nu are legătură cu mine, are legătură cu foarte multe cazuri, în schimb, de
prieteni pe care i-am în jurul meu și cărora le s-a întâmplat treaba asta și, sincer, cred că nu mai e nicio piesă pe subiectul ăsta scris așa. Și treaba asta cumva m-a entuziasmat foarte tare. Dar versurile sunt compuse de tine? Da, versurile sunt scrise de mine. Am mai zis treaba asta, nu trebuie neapărat să trăiești o experiență ca să poți să scrii versuri despre ea. Cred că atunci când scrii trebuie să fii și un bun actor, pentru că dacă ar fi să scriem doar despre experiențele care ni se întâmplă nouă, efectiv, am avea o paletă destul de limitată, știi? Adică dacă toți am trăit lucrurile alea pe care le scriem, am ajunge la spitalul de nebun foarte ușor. Dar e destul de greu totodată să, cum ai spus și tu mai devreme, să scrii despre ceva prin care tu n-ai trecut. Adică de unde-ți vin aceste idei? De unde ți iei această inspirație? Cred că la un nivel subtil toate experiențele cumva se adună așa într-un fel de eter și noi artiștii avem calitatea asta de a putea să rezonăm, de a fi empatici, știi? Și ne explicăm toate experiențele astea la un nivel cumva fundamental, știi? Și atunci reușim să le transpunem în muzică și cred că asta facem noi foarte bine, reușim să-i facem pe oameni să empatizeze cu arta noastră și cu muzica noastră și chiar dacă poate muzica noastră de multe ori e tristă sau poate nu transmite un mesaj de la de happy, happy, joy, joy, dar cred că piesele de genul ăsta pot să te facă să te purifici de o anumită experiență neplăcută pe care ai trăit-o la un moment dat, știi? Să te împaci cu ea, să vezi că poate și altul a mai trăit treaba aia și e ok, e uman. Videoclipul piesei unde a fost filmat? Videoclipul piesei a fost filmat la Grădina Botanică. Eu credeam că e pădure, sincer. E o pădurice pe lângă Sera din Grădina Botanică. De fapt, piesa asta face parte dintr-un proiect care se numește Light Moments și prima piesă a fost lansată pe 15 iulie, urmează pe 29 iulie încă o piesă și în august, dar nu știu pe ce dată, mai urmează încă o piesă. Deci e vorba despre trei piese la interval de 2 săptămâni. Prima e Mulțumesc, urmează Lacrimile și ultima piesă care se numește Ce te faci. Și în colaborare cu cine vor fi următoarele proiecte? Te-ai gândit deja? Adică piesele de pe Light Moment sunt piese pe care sunt singur. Asta e tradiția proiectului, deja e la volumul 3, toată treaba asta cu Light Moments și sunt piese pe care eu pur și simplu le scriu așa din toată inima, fără să mă intereseze neapărat vreun succes din ăsta, nu știu, mass market sau chestii de genul ăsta, pur și simplu mă interesează să expun niște povești reale cu care lumea se poată rezona și mă interesează ca oamenii să înțeleagă filmul meu artistic, știi? Dincolo de single-uri, de piese de succes și așa mai departe, sunt și alte piese pe care noi le facem și nu prea avem ocazia să le lansăm. Și am găsit ocazia asta cu Light Moments și se pare că prinde foarte bine, adică mi s-a întâmplat ca piese de pe Light Moments să prindă mai bine decât single-uri, știi? Semn că lumea apreciază mai mult autenticitatea și ce vine din tine cu adevărat. Adică le faci cumva într-un fel de episoade, vin episoade exact, cumva, exact. Unul după altul, da. Și exact. Un alt proiect de-al tău, am văzut că în urmă cu mai bine de o lună, dacă zic bine, ai colaborat cu celebrul vlogger și, bineînțeles că este și el până la urmă un cântăreț și are o voce foarte bună, cu Antonio Pican. De unde ați mai colaborat până acum? Vă cunoșteați? Sau cum, pur și simplu am lucrat în studio o perioadă și mi-a plăcut foarte mult faptul că e super talentat. Ăsta a fost motivul pentru care am lucrat cu el. Asta a fost, e foarte talentat și de asta am decis cumva, nu știu, să îi dau o șansă și pe canalul meu de YouTube să îl vadă lumea care mă place pe mine. Da, am văzut că într-adevăr și acea piesă a prins foarte, foarte bine. Adică te gândești pe viitor să mai colaborezi cu el? Poate pe partea de producție muzicală. De obicei dacă facem o piesă noi artiștii între noi, parcă nu ne vine să o facem și pe a doua și pe a treia și pe a patra, adică na, suntem așa mai, încercăm să variem paleta asta de colaborări, știi? De exemplu, o să am o colaborare cu Joe, care o să vină foarte, foarte curând, în toamnă, și abia aștept piesa aia, jur. Liviu, în afară de acea, cum să-i spunem, vorbeam despre perioada stării de urgență, da? În mod sigur, cel mai dor, îți e de scenă și de emoția aceea pe care ți-o transmite publicul. În afară de asta, mai este vreo chestie, vreo activitate de-a ta de care ți este dor în mod special? Cred că toate activitățile de care mi-e dor se leagă într-un fel sau altul de concerte, pentru că mersul la concerte nu se rezumă doar la urcatul pe scenă și la cele 45 de minute pe care le stai acolo. Practic e un fel de stil de viață, știi? Suntem toți, toată trupa, în dubă, avem glumele noastre tâmpite pe care le facem, ajungem la hotel, avem ritualul nostru pe care îl avem înainte de fiecare concert, după concert mai avem ritualurile noastre care se întind până dimineața și așa mai departe. Deci, practic, da, e un lifestyle care într-un fel sau altul îmi lipsește, dar sunt sigur că se va... De exemplu, dacă poți să ne spui cum arată o zi din viața ta în această perioadă. În această perioadă? Da, exact. Ce face Liviu Teodorescu? Foarte, foarte liniștit.
liniștit arată. Parcă mă trezesc dimineața. Nu? Nu e prea liniștit, nu există prea liniștit. Eu apreciez liniștea și liniștea e cel mai important lucru și până la urmă toți în viața asta ne agităm ca să obținem liniștea, de fapt, știi? Tocmai asta e paradoxul vieții noastre. Apreciez liniștea și cum să arate o zi din viața mea. Nu e nimic spectaculos, să știi, absolut nimic. Mă trezesc dimineața, meditez, mănânc, eventual merg la studio. Uite, azi dimineața am dus pisica la veterinar că a avut niște probleme. Vin, filmăm ceva, ajung acasă, citesc, adorm, a doua zi mă trezesc. Adică decurge foarte natural și fără niciun fel de chestie wow pe care aș putea să vă zic acum. Referitor la ce te-am întrebat mai devreme cu acel dor de amorul artei, să-i spunem, da. Pentru că tu de mic copil ai cochetat cu dansul, ai cochetat cu actoria, ai cochetat cu muzica. Vreau să te întreb, dacă ai avea o ocazia, ți-ar oferi șansa să faci parte dintr-un proiect pe partea de serial, ce ai spune, cum ai răspunde unei astfel de provocări? Aș spune adică da, cu siguranță. Îți este dor? Îmi este dor. Nu mi-este la fel de la îndemână actoria cum îmi este muzica. Prin muzică mă exprim foarte natural și foarte liber și n-am niciun fel de constrângere. Actoria, sincer, mi se pare mai grea decât muzica, dar aș spune da, pentru că îmi plac provocările și pentru că treaba cu actoria mi-amintește de o perioadă foarte, foarte frumoasă. Chiar vreau să te întreb, cum a fost acea perioadă pentru tine? Cum ai... A fost minunată, îți dai seama, a fost de mult. Deja sunt vreo 7 ani, ceva de genul, de când s-a încheiat serialul Pariu cu viața, da. Dar uite că toți care am fost în Pariu cu viața încă ne vedem, încă suntem prieteni. Am fost acasă la Dorian Popa acum câteva zile și urmează să mai merg pentru că are o casă extraordinară. Te simți ca în vacanță așa pur și simplu. Cred că am văzut toți acea casă, da? Da, te simți ca în vacanță și crede-mă că vibe-ul atunci când ești acolo este mult mai mare decât tot ce vezi pe vlog. Eu am văzut apropo de asta că și multe videoclipuri se filmează acolo. Poate, da. poate că de curând o să... Avem o piesă, o colaborare, Dorian Popa fit Liviu Todorescu. Piesa se numește Sar pe noi. Deja puteți să ascultați refrenul pe finalul vlogului lui, că pune tot timpul piesa la final. Încă n-a fost lansată. Încă n-a fost lansată piesa. Okay. Urmează. E cumva continuarea de la Fanele. Am avut o piesă noi acum 3 ani de zile care am rupt România în două și am zis, bă, hai să continuăm toată treaba asta. Și da, piesa urmează să fie filmată la el acasă. Care sunt planurile tale de viitor pentru această vară? Să spunem pentru viitor apropiat, atât pe plan personal cât și profesional. Păi pe plan personal mi-am cumpărat o dronă și sunt foarte fericit și abia aștept să o folosesc la maximul ei de capacitate. Dar știi să o folosești? Da. Tocmai ce discutam ieri cu un prieten care își cumpărase o dronă și a pățit un mic accident, adică s-a trezit pur și simplu cu degetele tăiate de drona respectivă, nu știu cum a reușit, a încercat să se joace cu ea în casă. Asta a fost o mare greșeală. E o tâmpenie, nu trebuie să faci asta. Depinde și cât de mare e drona. Știi că sunt unele drone micuțe care se pot ateriza și în palmă și cu care te poți juca într-o încăpere închisă, da? Sunt drone mari pe care nu prea poți să le folosești în interior pentru că sunt destul de mari și pentru că oricum în interior ele te avertizează, bă, nu poți să te ridici, ești sigur, o faci pe răspunderea ta, bifezi acolo și totuși dacă te ridici cu ea mai departe că-ți taie televizorul sau degetul, asta nu mai ține de tine. Drona ta este una mare? Da, drona asta pe care am cumpărat-o acum, da, e mare. Și te-ai gândit cumva să începi cumva un fel de vlogging pe travel, să mergi pe undeva, să faci niște filmulețe pe care să le montezi ulterior, să faci niște filmulețe pe YouTube? Momentan am luat-o strict pentru entertaining-ul meu. Am de gând să mai iau niște ochelari din aia de VR, știi, cu care poți să vezi fix ce vede drona. Da. Și cam asta e tot. Crede-mă, dacă te uiți pe dacă vrei să cumperi footage de pe internet filmat cu drona, găsești footage mai bun decât aș putea să filmez eu vreodată în viața mea și dacă aș sta să fiu cu drona aia zi și noapte, știi? Adică sunt oameni care fac treaba asta. Eu mi-am luat drona strict pentru plăcerea personală, să zic așa. Și pe plan profesional? Pe plan profesional? Ce și-a propus, Liviu Teodorescu, urmează foarte multe piese. Asta mi se pare tare în următoarea perioadă. Deci urmează, cred că încă vreo 5 piese în interval de 2 luni, ceva de genul ăsta. Urmează o piesă cu Joe, așa cum am zis mai devreme, o colaborare foarte mișto, pe care abia aștept să o filmăm. Urmează să filmăm foarte, foarte, în viitorul foarte apropiat și urmează să scoatem piesa respectivă. Și mai urmează niște colaborări, urmează o colaborare cu Manuel Riva și urmează să termin proiectul ăsta cu Light Moments, pe care l-am început pe 15 iulie și se continuă până în august la jumătate. Dar n-am cum să nu observ faptul că ești printre puțini artiști care în ultima perioadă produce foarte, foarte multe piese.
Este vreun secret anume? Să știi că am și noroc cu... Am un mare noroc. Cei de la casa mea de discuri mă susțin foarte, foarte tare și investesc în absolut toate ideile mele. Cred că este un mare avantaj și cumva treaba asta ajunge să facă diferența la un moment dat, pentru că atunci când ți se oferă credit, tu poți să fii și autentic și să-ți faci treaba așa cum trebuie și oamenii să te cunoască într-adevăr și, practic, succesul se măsoară pe termen lung. Eu în succesul pe termen lung cred cel mai mult. Succesul pe termen scurt mi se pare o chestie, da, care te flatează, dar dacă după 2 luni nu mai contează, e ca și când n-a fost. Știi? Liviu, îți mulțumesc tare mult că ai fost. Mulțumesc și eu din suflet. Îți urez tot binele din lume și, bineînțeles, multă baftă în toate proiectele care urmează. Mulțumesc. Și să auzim, bineînțeles, numai melodii frumoase. Așa să fie. Poate să apară și în top 5 trending, de ce nu? E în top 10 piesa asta deja. Deja e cu atât mai bine. Da, e pe locul 10 în trending și la ce se întâmplă în trending mă simt ca number one, deci e bine. Mulțumim din suflet, așa mulțumesc și trebuie. Eu. Mulțumim încă o dată, mersi. Liviu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi și vă invit să rămâneți în continuare pe canalele noastre. Pe curând!